Miruna este colega noastră din ziar, știu, pusă la punct cu ce se mai întâmplă prin oraș. A fost la un târg agrar și a aflat ce se întâmplă până hăt duminică la București, în legătură cu această poveste. Vă rog. Neața, dragilor, curiozitatea ne-a dus astăzi la târgul de zilele recoltei. Peste 150 de producători au venit în București pentru a ne încânta cu bunătăți din toate colțurile țării. Cine a făcut vinul bun, măi omule? Ăla n-a fost om nebun, măi omule. Dacă știi când să te oprești, să tot... Așa se face mustul? Da, așa se face, uitați aici. Vedeți cum curge în fiecare zi, proaspăt. Să tot bei, să chefuiești, măi omule. Nu e bună băutura, omule, atunci când îi pierzi măsura, omule. La început îți pare dulce, dar ușor, ușor te duce, dar ușor, ușor te duce, omule. Deci asta este o presă pentru struguri. Da, e presă pentru... Deci nu mai e ca pe timpuri, cum se duceau fetele de măritat și călcau cu picioarele pe struguri, să înțeleg. Nu, 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 nu. E o presă automată. Cumpără oameni? Cumpără, cumpără, să știți. În weekend-uri se stă la cozi mari pentru must. Ce bunătăți aveți aici? Avem sărmăluțe cu mămăligă, cârnăcior, avem plăcintă cu brânză, ceapă verde și mărar sau simplă, de toate. Deci avem sărmăluțele cu păsat, care sunt renumite. Sărmăluțe cu păsat? Da. Adică? Adică porumb măcinat la moară din aia cu piatră. Bineînțeles, au și carne, amestec, vită și porc, au de toate. Aici avem cârnăcior. Cârnăcior de casă? Da, cârnăcior de casă, de la noi, de la Botiza, de la Maramureș. Și ardei iute, nu? Că altfel nu merge. E, da, ardei iute. Avem satmale, pomana potcului, vapză cu ciolan, fasole cu ciolan, tocană de oaie. Și carnea este pe disc, nu? Da, acea carne este pe disc făcută, este prăjită cu usturoi mult. Dumneavoastră cultivați tot dovlecii ăștia de aici? Da. Da, așa e sămânța lor? Adică, sau le faceți dumneavoastră ceva ca să iasă în formele astea? Sunt modificări genetice, e sămânță luată din bătrâni. Din... Așa, mai sunt câteva care mai aduc din afară. Au denumiri? Nu, deci astea sunt chiugi. Astea, chiugi, așa, cum e aceasta, e tâlv. Și văd că aveți și un porumb mai ciudățel, așa, mov, roz, nici nu știu ce culoare are, micuț. Este un porumb de floricele. Asta, da. Da. Aveți niște floricele foarte frumoase aici, ce sunt astea? Sunt superbe, sunt crezantemă multifloră. Și cât durează o astfel de floricică? Adică ține toată perioada anului floarea? Sigur, până în decembrie ține și sunt perene la anul din nou, dau, dacă le puneți afară în pământ. Crescute de dumneavoastră toate? Făcute de noi, butacii avem de la Târgu Mureș, din Ungaria, noi le producem în comuna Dunații Copăceni. Am văzut că aveți brânzică, am văzut că aveți cașa fumat, dar nu înțeleg ce este chestia asta foarte mare de aici. Chestia asta este o brânză de burduf de oaie, de munte. Deci numai de oaie. Este băgată în piele. Piele de oaie? Da, da, da. E tăbăcită și asta este cel mai natural posibil. Cam câte kilograme are toată bucata asta? Păi 43 de kilograme. Cum a fost, doamnă, recolta anul ăsta? Foarte bună. Da? Da. Bună, pot să spun. Pot să spun și foarte bună. Văd că aveți de toate, și roșii, și ardei, și gogonele. Gogonele și conopidă.